Un grav accident rutier a avut loc în dimineața zilei de miercuri 4 ianuarie pe raza localității sucevene Dumbrăveni. Accidentul s-a produs pe DN29, unde două autoturisme au intrat în coliziune frontală. În urma impactului deosebit de violent, au rezultat 3 victime, 2 femei fiind încarcerate. La fața locului au intervenit pompierii militari ai detașamentului Suceava cu modulul SMURD, cu o auto specială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2 și 2 echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță. În această dimineață, în jurul orei 8:50 de minute, un bărbat în vârstă de 70 de ani din municipiul Botoșani a condus autoturismul pe DN29 din direcția Salcea către Dumbrăveni. La un moment dat a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o femeie în vârstă de 45 de ani din Dumbrăveni. În urma impactului dintre cele două vehicule a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto de 45 de ani, dar și a unei pasagere de 41 de ani aflată în vehiculul condus de aceasta. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul de către polițiști, rezultatele fiind negative. În respectiva cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.